Bine ați venit! Dragi prieteni, bună dimineața! Interlocutorul meu din această sâmbătă și-ar fi dorit să fie teolog și a ajuns să fie virusolog, o somitate de calibru internațional în medicina bolilor infecțioase. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, profesor universitar doctor Adrian Străinu Cerceng. Bine ați venit, bună dimineața! Să rămână, bine v-am găsit! Domnule doctor, avem foarte multe lucruri să vorbim, dar ritualul nostru la grădină e să începem cu o cafea. Așa că... E de bine. E de bine, nu? Beți cafea de obicei? Da, mult. Că m-am gândit că, sigur, cele 24 de ore ale dumneavoastră, care oricum sunt prea puține, sunt clar agrementate de cafea și cu toate astea nu pot să nu vă întreb. De când n-ați mai fost așa într-o grădină ca acum la Cărturești? De vreo săptămână. De o săptămână? Adică am fost acasă la țară. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Mie ca de obicei cappuccino. Un espresso și niște apă minerală, vă rog. Mulțumesc. Nu vreau să las enigma de plină cu teologul și virusologul, pentru că, precis, prietenii noștri sunt nedumeriți. Nu vorbiți decât rare ori despre asta și când am făcut această deschidere, m-am referit la modelul tatălui dumneavoastră, dar și la modelele din linie maternă, unde sunt foarte mulți preoți, unii cu poziții înalte în ierarhiile bisericești, așa că m-aș bucura să ne întoarcem înainte de virus, bacterii, hepatită și tot felul de alte microorganisme la începuturile dumneavoastră. N-a fost o alegere foarte grea, ca să spun așa, pentru că la vremea respectivă erau două posibilități. Una, să merg spre teologie pentru că îmi plăcea, în casă, unicul fiind preot, unica preoteasă, logic, erau foarte multe cărți în această idee de cam răsfoiam și îmi plăcea. Pe urmă însă am avut un moment în care am întâlnit cu un personaj de care nu mi-a plăcut și fiind un domeniu bisericesc și am zis așa nu vreau să fiu. Dacă e să ajung preot, în niciun caz așa. O, ce poveste! Și atunci am zis care este opțiunea cealaltă. Opțiunea cealaltă era medicina. Deci unul se ocupă cu sufletul, unul se ocupă cu trupul, respectiv doctorul cu trupul. Și pe urmă am luat o decizie împreună cu soția la vremea respectivă cum să facem, pentru că eram de aceeași vârstă și facultatea la medicină durea 6 ani, cealaltă facultăți erau cu 4-5 ani și a dat la matematică și eu am dat la medicină. Am auzit din anturajul dumneavoastră că vă tenta și matematica. Da, cu alte cuvinte, ați fost un premiant bun la toate. N-am fost chiar așa un premiant. Am avut premiul 1 în clasa 1, premiul 2 în clasa 2, premiul 3 în clasa 3, mențiune în clasa 4. Însă se pare că am știut cum să învăț și ce să învăț și când să învăț. Din momentul în care am intrat la facultate, învățătura era pe prima linie. Deci n-am făcut rabat de niciun fel la învățătură în facultate. În liceu am mai făcut rabat așa, că învățam la toate materiile în mod constant. Îmi plăcea istoria foarte mult. Îmi plăcea matematica, ca dovadă că am făcut o clasă de real fiind la liceu de limba franceză. Aveam 10 ore de franceză pe săptămână, dintre care vreo 6 erau de gramatică. Am văzut acum între conferințele dumneavoastră medicale ce bine navigați în două limbi, și în engleză și în franceză, dar la altceva voiam să mă refer și probabil intuiți, și anume la statornicia dumneavoastră de a fi aici un campion, în România, în spitalele românești, cu emblemele românești ale medicinei ăsteia. Ai mei mi-au însuflat foarte mult patriotism. Așa am fost crescut în familie. Mama fiind profesoară de limba română, vă dați seama, având și strămoși cu componentă și tentă patriotică foarte spusă ca stachetă, tatăl de asemenea foarte bun în
profesia lui și, de altfel, patriot în sensul bun al cuvântului, nu în sensul naționalist, ci în sensul bun al cuvântului. Plus că avem o țară minunată. Dar tatăl dumneavoastră, de asemenea, un medic respectat și cunoscut, nu s-a plâns niciodată acasă, în familie, de România aia obscură în care ajunsese să profeseze, de comunism, de faptul că n-avea suficiente surse? Nu, nici pomenea, da. Era chemat la două noapte, la două noapte se ducea. Venea cineva în timpul zilei, avea nevoie de ajutor, atunci îl dădea. Și în această linie suntem și noi în zilele noastre și ca atare nu avem oră din zi sau din noapte în care în momentul de față mobile, de exemplu, să fie închise. Mai sunt colegi care spun, am terminat la, nu știu, 12:30, 1:30, gata, până mâine, time out. Medicina este o profesie de 24 din 24, nu este după program. Lucru pe care nu îl înțeleg guvernanții în general. Au încercat să aducă tot felul de reglementări, să fii de gardă, pleci a doua zi dimineața acasă. Nu s-a întâmplat așa ceva pe vremurile de dinainte. Să te ai, vedeai bolnavii, că ești obosit, că nu ești obosit, nu te faci nimeni să faci medicină. În România, în ultimele două decenii, cel puțin un medic a trecut prin acest sindrom burnout, care e al epuizării profesionale. Și sunt cel puțin trei categorii aici care nici n-au cum să evite acest burnout. Sunt virusologii între care vă înscrieți, medicii cu gărzi prelungite și oncologii. Așa că, după niște statistici europene, românii noștri, mai mult de 50%, au avut un tranzit din ăsta de oboseală cronică, de cădere, tocmai prin epuizare profesională. Asta, apropo, de ceea ce... Profesia te obosește atunci când nu-ți place. O profesie care îți place nu are cum să te obosească. Tot timpul găsești câte ceva în plus la profesia respectivă, să zici, wow, cum de nu m-am gândit la chestia asta? Cum de n-am sesizat eu înainte această problemă? Asta, ce puțin, este părerea mea. Ca atare, burnout-ul, da, este o realitate. E mai mult metem psihotică, dacă vreți să spun așa. Mai mult decât atât, când îți place ce faci, așa cum sunteți dumneavoastră împătimit, există și un vizionarism medical și știți unde mă duc. Mă duc, de pildă, la Geneva, o conferință internațională din 2001, unde se discută HIV-SIDA. M-am uitat pe documente și am văzut acolo și consemnările, când, la un moment dat, în acel plen de somități internaționale, vorbind despre HIV-SIDA, propuneți o schemă terapeutică cu antiretrovirale de la începutul tratamentului, ceea ce nici americanii, nici europenii nu agreau în momentul respectiv. Ba chiar vi s-a răspuns cum? Nu ne putem permite. Exact. Am propus la vremea respectivă să folosim terapia antiretrovirală ca o modalitate de prevenire a transmiterii virusului MAS în populație. Lucru care acum se face de us curent. Au trebuit să treacă 10 ani de zile, să vină doamna Clinton la conferința de la Washington, D.C., să spună therapy is prevention, terapia ca prevenție. Bineînțeles, domnia sa a venit și cu niște fonduri pe care le-a pus pe masă pentru a putea fi folosită această terapie în prevenirea transmiterii HIV-ului. Din punct de vedere conceptual, lucrurile sunt cât se poate de clare și erau clare și atunci pentru toată lumea. Însă erau schemele la început, multe lucruri nu le cunoșteam din punct de vedere al efectelor metabolice pe care aceste medicamente le induc și s-a ajuns la ce am spus atunci, să folosească această terapie ca prevenție, pentru că un om care nu are virus în sânge circulant nu are ce să transmită, adică nu trebuie să fii savant de renume mondial ca să folosesc așa o simptomă, ca să vezi acest lucru care este evident. În atât de grav aș de discutata HIV-SIDA, nu mai suntem deloc de plâns. Am văzut și statisticele pe care le-ați oprit în 2017, sunt foarte detaliate, le-am consultat eu însă, în așa fel încât văd că un procent foarte mare, peste 85% dintre pacienții existenți în cohorta aceea pornită cu mulți copii în 1985, cu foarte multe cazuri,
sunt stabili, sunt tratați, sunt în viață. Nu? Practic, din pornirea de 22.980, cam asta era cifra, nu? În 1900... Asta este acum. Este acum. Evaluată da. După atâția ani de zile, că vorba din 1985 până acum, au trecut ceva ani, însă am avut o perioadă în care nu aveam nimic la îndemână. După anii 90 până în 95-96, tratam cu mâinile goale, putem spune. Adică introdusese ceea ce se cheamă tender loving care, ca principiu, și evident făceam ce se cheamă o terapie de susținere, iar copilașii erau wow, pileșos. Nu le dădea nimeni nicio șansă. Am fost prinși și incluși într-un studiu cu o substanță la vremea respectivă, și s-au chinuit mult din Occident să oprească studiul respectiv, până la urmă l-au oprit. Majoritatea copiilor care au primit acea substanță în acel interval de timp sunt acum bine mersi. Noi intuim despre ce a fost vorba, pentru că nu aveam decât numele de cod al preparatului de studiu și m-am uitat și mă uit și acum cu foarte mare interes cum se fac jocurile în această lume. Noi în 90 eram la începuturilor de intrat în lumea occidentală. Nu aveam nici experiența triarilor internaționale, multicentrice, nu aveam legislație care să ne acopere, motiv pentru care acel studiu s-a făcut prin Direcția de Sănătate Publică. Și tot Direcția de Sănătate Publică, la presiuni externe, au oprit acest studiu. În schimb, au venit tot felul de excluzi, tot felul de chestii pe care, evident, că le-am sesizat imediat și le-am curmat din fașă, pentru că le dădeau tot felul de substanțe de-astea care induceau sindrome emoragice și, de multe ori, se întâmplau accidente. Și am fost foarte precaut de fiecare dată în momentul când introducem o moleculă nouă pe piața românească. Așa se face că, practic, noi am trecut prin tot istoricul pe care l-a parcurs lumea întreagă. Respectiv, am început cu o singură moleculă, la care s-a mai adăugat o moleculă și încă una, și pe urmă au venit acele scheme foarte eficiente, așa numită terapie puternic activă, după un congres care a fost la Vancouver, în Canada. Din 1998, care a fost un punct de cotitură în tratamentele HIV-SIDA, să zicem că s-a atins un punct de aur al tratamentului, acum ați oprit și toxicitatea colaterală a produselor, în așa fel încât în România avem și o statistică limpede, grație eforturilor dumneavoastră. E îmbucurător să știm că există un județ, Sălajul, care n-are niciun pacient infectat. Constanța are, e acolo un pol de... A ajuns la 1000, da. Dar, îmi spuneți dumneavoastră în statistici, o parte bună a acestor cifre e faptul că sunt cifre de import, sunt persoane de import. Da, categorii, dar asta schimbă și profilul virusului, pentru că noi aveam, mai bine spus, subtipul F, care s-a dovedit un subtip de longevitate și cu efecte mai puțin dezastroase la nivelul sistemului imun comparativ cu celelalte subtipuri. În momentul de față se schimbă proporția, pentru că vin virusurile de import. Și noi le monitorizăm cu atenție și din când în când mai facem această secvențiere să vedem exact ce tip de virus circulă și ce nivel de agresivitate are. Aș vrea să explicăm mai multe concepte în lucru pentru cei care ne urmăresc și nu ieșim cu totul din HIV-SIDA, o să ajungem și la hepatită și la alte virusuri și bacterii care ne interesează ca patologie, dar aș vrea să explicăm întâi ce înseamnă vindecarea funcțională, pentru că ați adus număr foarte mare de pacienți cu boli infecțioase grave, considerate chiar irreversibile, în această platformă de vindecare funcțională. Practic, ei sunt niște purtători sănătoși, pot să spun așa. Da, sau chiar mai mult. Au și un sistem de apărare care îi țin pe linia de plutire, care funcționează foarte bine. Vindecarea funcțională a fost descoperită întâmplător și a plecat de la virusul hepatic B. La virusul hepatic B, noi știam că dacă dezvoltă anticorpi anti-HBS, adică împotriva antigenului de suprafață a virusului, pacientul s-a vindecat.
ca pe urmă să constatăm că dacă dezvoltă o boală imunodeprimantă, cum ar fi un cancer, virusul își poate relua replicarea. Și am stat, bă, dar cum își ia asta replicarea? Ce a venit? Și ca să vedem într-un final că, de fapt, el lasă o matcă în organism. Se cheamă cccDNA, o formă covalentă circulară, ce aia rămâne acolo. Nu se multiplică, nu face nimic, asta și doarme. Este un virus dormant. Și de la acea componentă își poate relua ciclul în contextul în care apare un dezechilibru la nivel imun. Deci până să fie acest element, se cheamă vindecare funcțională. Și a făcut o serie de anticorpi, acei anticorpi îi protejează, sunt suficient de puternici și de buni să țină virusul dormant, nu e nevoie de terapie. La HIV n-am ajuns încă în stadiul ăsta, se lucrează intens și acum sunt tot felul de noi medicamente care se administrează o dată pe săptămână, sau dată pe lună, sau dată al trei luni. Ceea ce e oricum un progres, pentru e că fantastic. S-a făcut pasul enorm de la administrări zilnice, repetate, chinuitoare, la această supraveghere cu administrări săptămânale, lunare sau... Cu două zile le-am făcut o prezentare colegilor de la Constanța și le-am adus aminte cum era medicația la începutul anilor 2000. O mână plină de pastile. Și cum e medicația astăzi? Cu o tabletă. Da, care e fabulos. Conține 3 sau 4 principii active. Da. V-am și auzit în exprimări de genul a intrat pe tabletă, adică un singur exact. Medicament. Da. Și m-am documentat, am fost mirată de această sintagmă. Acum am înțeles, chiar și la antibiotice care au trecut într-o nouă viziune pe care o sprijiniți ca director general la Institutul Național de Boli Infecțioase, la Matei Balș, toată echipa asta pe care o coordonați are o nouă abordare a antibioticelor. Și nu numai. Și nu numai, dar am început cu ele așa. Da. Această echipă, care este o echipă relativ tânără, adică media de vârstă e undeva la 40 de ani. Și noi ne-am săduit tot timpul să aducem doctori tinerii ca să lăsăm ceva în urma noastră, pentru că mâine, poimine, eu, colegii din prima generație, ca să spun așa, vom ieși la pensie, pe cale naturală, sper. Dar în locul nostru trebuie să rămână cineva. Și ne-am pus de la început întrebarea, măi, dar pe noi cine ne tratează? Pentru că acum suntem bine mersi, nu simțim nimic, nu ne doare nimic, nu ne înțeapă nimic, dar va veni o vreme în care vom avea și noi ceea ce se cheamă acum comorbidități, adică patologie asociată. Ba puțină hipertensiune, ba ceva diabet, ba ceva, ce și eu... Da, o spuneți cu atâta degajare medicală încât par așa niște, un soi de divertisment în jurul nostru. Cam așa e viața. Și atunci am zis, dom'le, trebuie să ne aplicăm cu mare atenție să formăm tineri. Iar acum, recent, am pus pe tapet un nou program de formare a medicilor tineri, prin care să ne ducem, să ne deplasăm către ei, să-i adunăm în diverse locuri și să le facem un mic racursii cu privire la elementele pedate de istorice, unde am greșit noi, nu din neștiință, ci din lipsă de informații și de date, și unde sunt ei și ce beneficii au și cum trebuie să folosească aceste noi descoperiri, care sunt extraordinare. Acum, această generație este generația care scrie terapia antivirală. Ceea ce înseamnă că putem să avem optimismul de a crede că în următorii 4-5 ani, chiar și rezistenta hepatită B va fi în afara interferonului, probabil, nu? Deja hepatita C e interferon-free. Îmi raportați în atâtea documente, le-am consultat, o vindecare pe hepatită C de 99,32% pe corect. România. E colosal. Adică... Suntem exemplu la nivel mondial. Nici o țară nu mai are o astfel de performanță. Cum ați reușit asta? Cu echipa tânără de la Balș și cum a fost? Nu numai cu echipa de la Balș, cu echipe din toată țara, pentru că a fost și este în continuare un program care se desfășoară la nivelul unor centre universitare în general și o serie de județe în particular. Acum noi vrem să extindem la nivelul tuturor județelor, așa fel încât accesul la terapie să fie foarte mult facilitat și pacientul să facă cât mai puține drumuri. Însă, noi am prins o cohortă de pacienți care erau foarte motivați să se vindece. Încercaseră interferon simplu, pe urmă interferon peghilat, pe urmă interferon cu peghilat cu ribavirină,
multe, 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 să canonițele, ca să spun așa, să suportă acele terapii care erau niște terapii foarte agresive. Și în momentul în care au venit terapiile fără interferon, a fost un wow, ne ținem de ele. Au mai mult decât atât, compania care a pus pe piață medicamente a venit cu un contract cu o companie de suport, care să țină legătura cu pacientul și să-i crească nivelul de aderență, adică să nu cumva să existe vreo zi în care să uite să-și ia tabletele. Și așa s-a făcut că aderența a fost practic aproape de 100%. Da, e într-adevăr și un triumf. Rezultatele s-au văzut. Domnule profesor, trebuie să mărturisesc răspicat că motivul principal pentru care v-am adus la mic dejunul ăsta de sâmbătă, luându-vă de acasă în plin weekend, este nu atât palmaresul care impresionează pe toată lumea și e vizibil și oricine îl poate accesa, cât grija dumneavoastră față de sănătatea publică din România, vizionarismul pentru programe de imunizare, pentru campanii de screening, pentru, și ca să fie limpede, dau doar un exemplu, de anul trecut, din 2018, când ați adresat o scrisoare oficială cu trei direcții, spre președinție, spre guvern, da, și spre Ministerul Sănătății, pentru obligativitatea, nu pot să spun așa, era o recomandare pentru o legislație care să impună și să inaugureze la nivel național această obligativitate a testării HIV-SIDA, hepatită, nu? B și C. Și hepatită B și C, în așa fel încât nu doar să reducem costurile, care sunt foarte mari acum și, acum și în următorul deceniu, ci să avem o eficiență ridicată, aproape de 100%, pe scheme terapeutice pentru bolnavi care nu sunt încă depistați. Și ați vorbit de boli, de boli mute, de tăcerea unor virus care evoluează fără să... 10 de ani. 10 de ani. Și hepatita C și hepatita B, aflu de la dumneavoastră, fac acest joc pervers și tăcut într-un organism uman, în așa fel încât, dacă această obligativitate a testării s-ar aproba și ar fi legiferată la nivel mondial, îmi spuneți mai în amănunt, ne-ar trebui prin medicii de familie cam un an și jumătate să avem aceste testăm evidențe. Lume, da. Da. Împreună cu doamna ministru a Sănătății am convenit să introducem în acordul cadru pentru contactul cu medicii de familie posibilitatea ca medicul de familie se poate să-și testeze pentru virus hepatic B și C persoanele de pe listă. Și dacă acest lucru s-ar face în mod constant, într-un an jumate, doi ani de zile, practic am periat toată populația și am ști ce și cum. La vremea respectivă am gândit că dacă îl testăm, avem posibilitatea să punem imediat medicație și ca atare am putea să rezolvăm această problemă în 3, maxim 4 ani de zile. Orizontul dat de către Organizația Mondială a Sănătății este 2030. Deci că România ar putea să mai facă un astfel de gest cum a făcut cu HIV-ul și să mai pluseze odată și să rezolve treaba mult mai repede, pentru că se poate, adică nu e ceva așa nemaipomenit. Dar pentru asta evident că trebuie ceva muncă, trebuie să alocate niște fonduri pentru reactivi, trebuie făcute niște proceduri de achiziție publică regionale pentru anumite laboratoare care să facă rapid acest lucru, adică să nu pierdem cu lunile un avantaj pe care îl avem. Da, deci avem nevoie de o infrastructură, dar eu nu cred că ea e singura redută care ne face... Infrastructura există, ea trebuie organizată. Există, nu? Da. Ea trebuie reorganizată prin prisma acestei doleanțe de soluționare. Dar vă întreb altceva. În această campanie care ar fi chiar cu rezultate bune pentru noi toți, evident bune, cred că sunt alte două impedimente, să le zic. Pe de o parte, oamenii se sperie și se întreabă cine va plăti, cine va susține financiar această testare. Deci nu e foarte clar dacă în casa de asigurări de sănătate este inclusă această campanie în genul costurilor suportate, pe de-o parte, și am și o valență morală, o dimensiune
etică, cumva, pe care am găsit-o în rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății, care am văzut se opune acestei testări HIV, de pildă, în mod organizat și global, invocând o confidențialitate a pacientului. Invocând-o nimic. Pentru că dacă nu știi că ești infectat, nu te tratezi. Atunci transmiți mai departe pe de-o parte și îți faci ție rău pe de altă parte, pentru că organismul se deteriorează. Care este scopul unui sistem de sănătate într-o țară? Să țină oamenii sănătoși. Explică-le că nu se întâmplă absolut nimic, că este o chestie firească. Nici măcar în Săpătura Coac, dragi prieteni, ca să spun totul până la capăt, profesorul Străinu Cercel a făcut și asta, o campanie aducând în față screeningul prin salivă. Da, teste... Și asta, adică minim invaziv, cu rezultate prompte și imediate. Foarte bune. Dar aceste teste, care sunt teste screening, trebuie pe urmă completate cu celelalte de virusologie, care se spună dacă mai există sau nu mai există virus în organism, pentru că ele arată doar că organismul a trecut printr-o infecție cu un anumit virus, nu și ce s-a întâmplat cu virus. Și atunci, evident, că trebuie să mergem mai departe. Știți că avem centre regionale HIV și AIDS de boli infecțioase, am creat la 1997 aceste centre regionale și, practic, România a dat un exemplu de bune practici în domeniul sănătății publice. Da, am citit asta cu bucurie, am văzut în mai multe rapoarte oficiale, cum spuneam și la începutul dialogului nostru, și acum mă duc spre ceea ce bănuiți deja, probabil, campania de vaccinuri, atât de zgomotoasă prin reacțiile pe care le produce. Personal credeam că am depășit acest impas al anilor 50-60, când aveam tot felul de suspiciuni, contestări și rețineri. Ei bine, se pare că noul vaccin românesc, performant, proiectat, nu, și pus în piață pentru nouă valențe ale infectării cu virusul cu papiloma virus. Dar nu e românesc, e americanesc. E americanesc, dar este pe piața românească, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Inițial au fost două tipuri de vaccinuri, unul cu două valențe și altul cu patru valențe, amândouă conținând cele două tulpini 16 și 18 puternic oncogene, adică generatoare de cancer. După care a venit acest vaccin cu nouă valențe, care este fantastic și evident că acoperă un spectru mult mai larg. Deci, practic, îți diminuează cu 90 ceva, 98-99% șansa de apariția unui cancer de colon. Diminuează cu 98% și lasă în viață mame tinere care au... Exact. Din momentul în care o femeie se infectează cu HPV, trec cam 2 ani de zile până acest virus se stabilește ce face, rămâne sau pleacă. Poate să piardă virusul. După 2 ani de zile încep să apară micile legiuni locale la nivelul colului, care nu dor, nu înceapă, nu ustură, nu sângerează, nu fac nimic. Și când ajung după încă 5... Și care sunt depistabile, să ne înțelegem, doar în rigoarea unui consult de rutină, nu? Categoric, un consult ginecologic care să evidențieze colul, să vadă dacă este leziune pe col, pe urmă să biopsieze, etc., etc. Pentru asta trebuie făcut un Papa Nicolau. Noi ne-am fi dorit odată la 6 luni, nu se poate. O barem o dată pan, iar nu se poate, barem o dată la 2 ani și tot ar fi foarte bine ca fiecare femeie să se ducă să se evalueze. Și în contextul în care aceste lucruri, din cauza că nu avem timp, suntem grăbiți, lasă că mă duc mâine, dar mâine mai apare ceva, etc., știm cu toții cum e viața de zi cu zi, atunci un astfel de vaccin este o mană cerească. Evident, asta nu înseamnă că dispare cancerul de col uterin. Nu, pentru că mai sunt și alte cauze, fapt care pune persoana respectivă să se ducă, să se caute în mod regulat la ginecolog. Așa cum se spune că în societatea modernă trebuie să avem avocatul nostru, doctorul nostru, așa trebuie să avem și ginecologul nostru pentru categoria de persoane. Domnule profesor, ca specialist, cum motivați această reținere a românilor față de vaccin, nu numai acesta? Românii nu se rețin de la vaccin. Sunt niște duși cu capul care n-au ce face și, din păcate, acum social media, da, Facebook-ul, WhatsApp-ul, cum n-ai valori mai chemat pe astea. Cuvinte, niște influenceri din rețea, exact, sunt guralivi, fac impresie. Fac comod.
Da, fac un zgomot nociv, pentru că trebuie să spun asta. Până când nu m-am documentat cu atenție pentru ceea ce voi vorbi cu dumneavoastră, poate că aveam o mulțime de prejudecăți legate de hepatită, de HIV, de vaccinuri. Și atunci trebuie să se știe că toți acești zgomotoși dintr-o rețea sau din alta sunt de fapt pe jumătate ignoranți. Nu, pentru că dacă ignoranți, ar fi cunoscători, nu ar face zgomot. Trebuie să realizeze la sfârșitul zilei, când se duc la culcare, câte decese sunt pe capul lor. Pentru că aia care a murit de rujeolă a murit din cauza acestor campanii deșanțate împotriva vaccinilor. Un vaccin care protejează și nu te lasă să mori cu când boală, decesul care apare prin faptul că nu s-a vaccinat, aparține acestor categorii. Deci când s-or curca, să se gândească... Cu alte cuvinte, faptul că am avut deces de rujeolă în 2017, ceea ce pare inacceptabil, da? Se datorează cumva acestei reacții sociale? Și să mai doarmă cu ani și dacă mai pot. Pentru că eu dorm liniștit, pentru că, din punctul meu de vedere, am spus, domnilor, este singura modalitate prin care vă puteți salva copiii. Mai mult decât atâta, un părinte care nu are nicio idee de ce înseamnă vaccinologia, nu are cum să ia o decizie în cunoștință de cauză. Probabil că una dintre suspiciuni e motivată de nu știu ce interese financiare obscure, când ar trebui să se știe că, de fapt, fiecare campanie națională are o atentă testare a stării de sănătate a comunității respective. Nu e atât de simplu să vină un interesat, un potent financiar și să spună, uite, îți vând asta pentru că ești o piață liberă. Politicile de sănătate publică sunt niște politici care se iau în cunoștință de cauză și studiind foarte multe materiale. Poate să vină cine veni să-ți vândă, ce vrei să-ți vândă. Dacă tu nu ai convingerea și un decidant că treaba este o treabă pertinentă, nu o faci. Vă dau un exemplu. În 96 eram director în Ministerul Sănătății la Sănătate Publică. Au venit vaccinurile împotriva hepatitei B și m-am dus la doamna ministru, era doctorița Bartos, Ministrul Sănătății, și am zis, eu vreau să vaccinez un născut. Ce vrei tu să faci? Și vreau să vaccinez un născut. Bine, fundamentează. Am făcut o notă de fundamentare pe 3 pagini, nu puteam, 3 pagini. M-am dus la doamna ministru, m-am zis de acord și așa s-a început campania de vaccinare a nou-născutului în România. Demonstrat acum, judecând după precedente, că a salvat foarte mulți copii, nou-născuți și copii. Am văzut că în urmă cu 10 ani, ca secretar de stat, ați stat foarte puțin în postura aceea. Dar ministru al sănătății v-ar tenta să fiți? Ministru al sănătății poți să fii numai dacă ai partidul în spate. Dacă ești fără partid în spate, nu poți să faci absolut nimic. Păi dumneavoastră aveți o comunitate de medici ilustri, nu e suficient? Nu e suficient. Pentru că politicile și respectiv banii se alocă la partid, nu se alocă la nivelul Ministerului Sănătății. Doamna ministru acum a beneficiat de un buget foarte frumos pentru anul 2019, da, prin faptul că este în partid. Eu, dacă aș fi fost în locul domniei sale, nu cred că aș fi obținut același buget. Ați spus tranșant, s-ar putea face un sistem public de sănătate solid cam în 2 ani, dacă se vrea. Un spital de construit, atâta ia, 2 ani. Timp în care tu trebuie să vezi care este resursa umană, să o trimiți frumos să învețe pe echipamentele care urmează să fie puse în plan, în loc. În momentul când am terminat de construit, ea trebuie să se întoarcă, să dea drumul la cheie, la unitatea respectivă, iar celelalte unități pică, singure. N-are rost să bag bani în niște spitale care sunt vechi și nu mai sunt de actualitate din punct de vedere al nevoii de îngrijire de sănătate. Toate circuitele într-un spital de stat sunt date peste cap, pentru că în decursul anilor, ele la origine au fost făcute ok. Dar atunci erau anumite nevoi de îngrijire de sănătate. Și acum sunt perimate erau... moral, ca să zic așa. Și atunci de ce să le mai țin viabile? În afară că mănâncă bani, am ceva cam... Dar pentru că tot vorbim de infrastructură, de unități spitalicești, vreau să ajungem și la acest punct nevralgic atât de discutat,
al bolilor infecțioase intraspitalicești, despre care eu singură m-am lămurit că nu sunt chiar ale spitalelor, ci sunt ale pacienților. Ele sunt, de fapt, endogene, nu? Sunt aduse în spital de către... Majoritatea, da, sunt cu germeni proprii. Eu le tot spun oamenilor, băi, fraților, noi avem pe noi și în noi de 10 ori mai multe microorganisme decât propriile noastre celule umane. Vorbim în cunoștință de cauză în acest moment abia de 0,5%. Din 3 miliarde. Dar nouă ne place să vorbim, că mai ales românul ce să facă? Vorbește și vorbește de obicei în cunoștință de cauză. Dar... problema este în felul următor. Construiesc un spital. Acest spital, teoretic, n-are germeni rezistenți în el. Teoretic. Da. Dar de fapt el are, pentru că au trecut muncitorii pe acolo cu germenii lor, au tușit, au strântat, au... lasă o încărcătură bacteriană. Îl spăl. Foarte frumos și spun că dau la țiplă. După ce a intrat primul pacient, în acel spital există germeni. Că îi lasă de pe pire, de pe mâini, se spală pe mâini, lasă, nu, e ceva normal. Numai că băl de sus când ne-a făcut foarte smart și dacă a făcut întâi microorganismele, le-a spus. Măi, microorganisme, adică bacterii, eu vă las pe voi aici, puteți să atacați și organismul uman, dar mai ușurel că nu ne place, și vă dau posibilitatea, ca să vedeți că țin la voi, să aveți în cadrul unei unități formatoare de colonii, din care crește o colonie, câte un membru care să fie multirezistent, dar să stea dormant, să doarmă, da? Ca să vă perpetue specia, logic, dar. Și Polma Satie s-a gândit așa, băi, fi făcut bine, noi fi făcut bine. Zice, da, dacă n-am făcut bine. Și pentru tine, dacă ești multirezistent, vezi că las un virus care să te atace dacă faci pe nebunul și să te omoare. Și deci a lăsat act de cuzoc cu aceste germeni care sunt multirezistenți. Se cheamă bacteriofagi. În anii 60, inclusiv la Cantacuzino, se studiau foarte mult bacteriofagi, pentru că se anvizaja că acești bacteriofagi, dacă îi pun de mai multe feluri, s-ar putea să reprezinte un fel de antibiotic, cu ghilimele de rigoare, da? În așa fel încât să mă duc țintit și să nu afectez celelalte cele ale organismului. Cu alte cuvinte, ați inițiat scheme de tratament care se fac deja de o vreme încoace în România, un virus nou pe care l-ați depistat și îl tratați, noua hepatită E, care e și în România prezentă. Am virusul văzut că sunt cazuri în Moldova. E deschis de mult. A fost deschis în India și respectiv în Mexic, în două locuri diametral opuse. A făcut ceva probleme și prin Suedia. Acum este și la noi. Este și la noi și s-a transformat într-o zoonoză, adică cu transmitere de la porc, în cazul de față. Și colegii de la veterinară de la Iași au făcut un studiu pe porcine și au demonstrat că peste 80% erau trecuse prin infecția cu virus hepatitic E. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă să nu mai mâncăm porc, că porcul este ok. Delicios, după delicios, părerea mea. Da. Dar înseamnă că trebuie să ne folosim de darul pe care l-a făcut Prometeu. Da, n-a avut ce face, s-a dus până la zi, a venit cu focul, l-a dat omului, iar omul ce face acum în secolul 21? Mănâncă sushi... prosciutto crudo, așa, tot felul de delicatesuri fie... crud uscate, adică neprocesate termic sau insuficient vita procesate. Să fie rare sau medium rare, cum naiba mai fie aia pe acolo, că nu prea învățăm din lecție din istorie. În studiile dumneavoastră am găsit multe lămuriri despre deșteptăciunea, ca să-i zic așa, oricărui virus puternic și, în contrapartidă, specialiști ca dumneavoastră de mare calibru pur și simplu atacă activitatea și inteligența acestor virus puternici, spuneți, prin depistarea sanctuarelor, cum sună, da? Și a resurselor. Ați plecat iarăși de la HIV. HIV-ul ăsta a scris istorie. Și el ne-a arătat că un microorganism, respectiv un virus, când pătrunde în corpul uman, primul lucru nu atacă un anumit organ anume, ci încearcă să se stabilizeze poziția dominantă și să duce în locuri în care celelalte substanțe pătrund greu, respectiv sistemul nervos central, respectiv un sanctuar. Acolo
e creierul, ăla trebuie protejat, ăl de sus a pus o barieră hematoencefalică care are niște celule care sunt strâns legate între ele și nu lasă să treacă oricum substanțe sau microorganismele, deci suntem protejați. Ăsta ce spune, băi, dacă acolo e locul unde e maximă protecție, eu de ce stai aici la vedere? Bâși și cu mine până acolo. Și și-a făcut un mecanism să ajungă în sistemul central unde doarme. Deci nu atacă. Atunci... virusul sunt la un moment dat activi dacă nu suntem atenți? Se pot afirma dacă... activ dacă nu-i dau medicamente care se pătrundă și acolo. Da. Sau dacă ne dedăm unei vieți, cum ziceți, năstrușnice, cu droguri legale, cu tot felul de alte intervenții intravenoase necontrolate, piercinguri, tot felul de alte... Tatuaje, da. Care înseamnă în mare proporție un câștig, cu ghilimelele puse, de hepatita C. Și de B. Și de B. Și de HIV. Și de HIV e deja implicit. Aceste trei virusuri sunt la pachet, din păcate. Pentru C avem vindecare în momentul de față, pentru B obținem uneori vindecarea funcțională de care puteați vorbi, la HIV știm să-l ținem sub control și să facem nedetectabil fără a avea încă vindecarea funcțională. Dar suntem foarte aproape, într-un an, doi, suntem acolo. Nu pot să mă despart în discuție de pasiunea pe care o avem cu toții, de iubirea profundă pentru antibiotice. Am avut epidemie de gripă, se știe. Mulți dintre noi ne-am năpustit spre antibiotice, administrându-ne-le după propria înțelegere. Practic, uneori mă gândesc că n-am depășit euforia anilor 60, când antibioticul era bun la toate și când ori suntem departe de această iluzie. Vă rog să ne explicați. Antibiotice sunt foarte bune și slavă Domnului că sunt încă funcționale și își fac treaba. Dar își fac treaba dacă medicul respectiv știe să le dea acolo unde trebuie. Vorbeați de gripă. În gripă nu dăm antibiotice pentru că virusul gripal nu are nicio treabă cu antibiotice. În schimb avem antivirale care sunt dedicate pentru virusul gripal și acolo putem face o probă terapeutică. Îi dăm un antiviral astăzi și dacă până mâine este foarte bine, înseamnă că ăla este, e gripă. Dacă nu, ne gândim la cu totul altceva. Avem astfel de elemente. Dar antibiotice sunt deosebit de utile. Încă nu putem spune dacă un pacient a murit din cauza infecției sau a murit cu infecție. Și în acest sens vă dau un exemplu, și anume în 2016 s-au redefinit definiție de sepsis și de șoc septic. S-au întâlnit secrele, au stat cât au stat acolo și au zis la sfârșit două definiții. Ce au adus aceste definiții noi în 2016? Păi ce spusese von Euler în 1916. Și ce spusese el? Spusese că omul nu moare atât din cauza infecției, cât din cauza răspunsului organismului lui față de infecție. Wow, după 100 de ani am descoperit exact același lucru. Ca să traduc altfel, inclusiv decesele numeroase pe care le-am avut, așa zise decese din gripă, au fost de fapt, acum mă lămuresc, o reacție paradoxală de apărare a organismului. Acum, el de sus, că tot revin la el, a zis unul din prozeliții mei face o infecție. Îl las să transmită și celorlalți sau îl pun pe sistem de autodistrugere? Decât să infecteze și pe ceilalți, mai bine îl distruge un produs. Și în astfel de cazuri, organismul se pune pe autodistrugere. A fost infecția cu meningococ, foudroyantă, da? Acest sindrom ucide în secunde. Deci în momentul în care s-a declanșat acest mecanism de autodistrugere, practic în toate celulele se activează un sistem, se cheamă sistemul caspazelor, foarte interesant, da? În care face praf celular. N-ai ce să faci. Degeaba blamăm doctorii că n-au intervenit, că n-ai ce să faci, că nu te pui nici cu cel de sus și nici cu natura. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă că noi putem să venim cu altceva. Cu ce? Cu vaccinarea. Cum rămâneți atât de optimist și de statornic în ceea ce faceți? Nu vă chinuie nicio distopie, sunt atâtea distopii cinematografice cu virus și sfârșitul lumii va fi cu bacterii și cu tot felul de microorganisme care... Păi dacă ele sunt peste 3 miliarde și noi de-abia acum făcurăm nu știu câte miliarde oameni... Și seama... tocmai pentru că suntem în acest decalaj, ce vă ține curajul de
ai mei când infecționist m-au făcut, care atacă. Mama când m-a făcut probabil optimist. Și sunt un optimist din fire. N-am nici ce să-mi fac probleme. Dacă știu să ajut pe cineva și pot să ajut pe cineva, ajut necondiționat, pentru că așa mi-e firea și așa m-au învățat ai mei, nu să faci ceva condiționat, ci să, dacă are omul nevoie, o nevoie, ajută-l, că pe mă degeaba te dai de ceasul morții că nu l-ai ajutat. Ajută-l și gata. Așa că optimismul este firea omului, plus că ascult muzică care îmi place, veselă, frumoasă, adică nu mă uit la chestiile astea care sunt negre și uricioase. Am văzut că sunteți discret în rețea, nici n-aveți poză de profil, aveți un cont destul de securizat. Am încercat să intru acolo, nici nu. Nu, l-am făcut ca să nu-mi ia altul nume, să facă numele meu. A, deci a fost o simplă stratagemă, am exact, înțeles. Da. Ultima întrebare, domnule profesor, înainte de a vă mulțumi, așa cum fac toți pacienții dumneavoastră salvați. Am vorbit de tentația și de bucuria de a vă fi dus spre un medic al sufletului și n-am spus prea mult despre asta, dar vă întreb acum, atunci când erați tentat să deveniți preot, erați străluminat de un psalm, de o scriere, de o... Un lucru simplu, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost Dumnezeu. Plus că în a șaptea zi s-au odihnit. M-ați convins, mi-ați răspuns mai simplu decât puteam să bănuiesc. Mă așteptam la alte citate din Scriptură. Vă mulțumesc pentru astăzi. Cu mare drag. Și în sfârșit, dragi prieteni, pot să spun, mă voi elibera cu această ediție de obsesia de a mă spăla de 10 ori pe mâini. De când v-am chemat încoace, domnule profesor, am devenit un om foarte implicat în propria igienă. Știți cum se spune? Ce face apa și săpun, nu fac 10 doctori puși unul lângă altul. Ei, atunci, data viitoare, vom vorbi despre asta, despre apă și săpun și despre ce am putea să facem simplu pentru noi ca să ne ajungem la hepatită C și să vă cunoaștem doar dimineața la cafea și nu la spital. Vă mulțumesc! Să rămână cu plăcere!